prietena mea mi-a mărturisit că a fost o mană cerească ajutorul pe care mătușa ei a primit de la acești voluntari. Toată lumea se gândește de ce s-ar implica în aceste cazuri, în pofida acestor condiții. Eu aș vrea să întorc întrebarea invers și să spun de ce nu te implica datorită acestor condiții. Îmi doresc foarte mult să ajutăm nu numai bătrânii, ci și tinerii care chiar au nevoie. Ea a venit într-un moment în care eu eram într-o situație destul de proastă și nu prea vedeam cum mă voi descurca. Am avut marele noroc de când a început starea de urgență și până acum să pot să lucrez de la domiciliu și atunci îmi făceam și treaba mea și ajungeam și la acolo unde era nevoie. Dar din dar se face rai. Asta contează. Totdeauna să ajung la rândul tău, odată ce ești ajutat, să ajungi și tu pe alte persoane. Am creat acest cadru, acest proiect, tocmai pentru ca oamenii să răspundă concret la invitația lui Dumnezeu de a fi atenți la aproapele, la nevoile lui și, bineînțeles, de a intra în legătură cu Dumnezeu prin aproapele. Fiind speranță pentru aproapele este un proiect de voluntariat creat de Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului din cadrul Arhidiecezei Romano-Catolice de București, cu dorința de a oferi o mână de ajutor persoanelor aflate în dificultate ca urmare a efectelor generate de pandemia de coronavirus. Am avut un caz, aș spune, mai deosebit, cu o persoană în vârstă care nu avea nevoie de ajutor material, nu avea nevoie de alimente sau de bani, ci pur și simplu avea nevoie de un voluntar care să îl asiste pentru două zile. Îl cunoșteam pe Părintele Marian, am luat legătura cu el și i-am explicat despre ce este vorba. Iar el a preluat cazul și împreună cu echipa lui au căutat soluția cea mai potrivită pentru doamna Maxim. Eram într-o situație destul de proastă și nu prea vedeam cum mă voi descurca. Ori ajutorul ei a fost benefic. Inițial m-am speriat. M-am speriat pentru că dânsa este o persoană care are nevoie de îngrijire continuă. Am zis, wow, e prima oară când fac asta, nu știu dacă voi reuși. Dar mi-am pus încrederea în cel de sus și i-am zis, hai că pot. A fost o mană cerească ajutorul pe care mătușa ei a primit de la acești voluntari și chiar a fost surprinsă că totul a fost făcut în mod gratuit. Nu numai faptul că ai un handicap, să zicem, dar psihic este nevoie de un ajutor poate mai mare decât acesta și programul ăsta este foarte bun. Sarcina organizării unui proiect care să se îngrijească de aceste persoane vulnerabile i-a revenit părintelui Marian Blaj, care se ocupă deja de activitățile de voluntariat ale tinerilor din arhidieceză, astfel încât, încă de la început, s-a putut baza pe implicarea voluntarilor prezenți la vizita Papei Francesc în România. Însă, cu timpul, lor li s-au adăugat și alți voluntari care au auzit despre această inițiativă și care sunt dispuși să ofere din timpul și energia lor. Ne-a fost prezentată situația unei familii tinere cu trei fete, patru fete, nu știm exact până când vom ajunge la fața locului să cunoaștem mai multe detalii. Am primit o listă din partea părintelui Marian cu cele necesare. Vom merge la cumpărături împreună cu unul din voluntarii noștri, Rafael, după care vom merge la familie să cunoaștem cazul concret, pentru că una este să știi anumite detalii din vorbite și una este să vezi la fața locului cazul cu adevărat. După care ne vom întoarce la Părintele Marian să-i spunem ceea ce am văzut acolo, dacă am dus la îndeplinire misiunea noastră. Nu ne-a cerut multe. Noi încercăm să aducem puțin mai mult decât ne-a cerut, pentru că nu putem să nu aducem ceva în plus. Acum ne aflăm în parcare, facem cumpărăturile. Din păcate nu pot să merg până la livrarea pachetului, pentru că trebuie să ajung la un alt caz în aceeași zi. Și ne-am decis că e mai bine să ne împărțim și să acoperim mai mult teren și să terminăm tot ce e de făcut. Te vom zi frumoasă! Pa, pa! Proiectul acesta a apărut dintr-o necesitate, în primul rând,
De când a început pandemia, am simțit cum oamenii au nevoie de ajutor și am zis, trebuie să găsim o soluție pentru a veni în sprijinul lor și chiar să creăm un cadru în care cei care doresc să ajute sau să sprijine aceste persoane sau cei care doresc să beneficieze de ajutor să ne comunice. Beneficiarii sunt persoanele nevoiașe, fie persoane singure, fie familii nevoiașe. De la începutul pandemiei am încercat să ajutăm familiile izolate la domiciliu, care nu puteau să iasă pentru a face, de exemplu, cumpărături sau pentru alte necesități și iată, am avut ocazia să punem împreună și voluntari și beneficiari. Dar proiectul provoacă și binefăcători care au dorit să se implice. Unii dintre ei chiar mi-au exprimat dorința de a se implica, dar nu o puteau face ca voluntari și au dorit să o facă ca binefăcători. Și atunci și-au exprimat această dorință să ajute, să ofere o mică sumă de bani sau poate să achiziționeze direct alimentele și să le trimită familiei respective. În felul acesta noi îi puneam împreună, voluntarii și beneficiarii. Bine v-am găsit! Ele sunt mai rușinoase. Da, sunt micuțe, o să crească și nu o să facă rușinoase. Vă mulțumim frumos pentru vizită și pentru ajutor. Ne bucurăm că v-am putut ajuta. Și dumneavoastră și binefăcătorilor. Inițial am auzit de voluntari printr-un prieten. Dânsii ne-au anunțat, m-au întrebat dacă sunt de acord să ne ajute. Am zis că orice ajutor pentru noi contează. Mai ales v-am zis, mai ales că am rămas singura întreținătoare de familie, soțul decedând de acum 9 luni de zile. Dânsul i-a dat numărul meu de telefon voluntarilor și aceștia ne-au contactat și au venit în ajutorul nostru. Eu plec ca brigatul și le pune și absinție. Bine, mulțumim, să dea Dumnezeu. Pa, pa! Ceau, succes la școală! Niște așteptări când pleci, când te gândești să faci niște planuri, dar pe parcurs se dovedește a fi total diferit de ceea ce ai gândit. Sunt alte emoții. Una este să îți imaginezi și alta este să faci, să treci prin acele momente. Este ceva unic. Să vezi că cineva chiar are nevoie de ajutor și îl poți ajuta. Simți bucuria lor, simți ceva. Nu se poate descrie neapărat în cuvinte, pentru că tu simți acel lucru pe care îl faci. E bucuria aceea de a ajuta pe cineva. Dacă am fi mai mulți să facem treaba asta, am duce-o mai bine. Ajungem imediat la parohie să îi dăm toate detaliile părintelui, să-i prezentăm situația. Așa cum am spus mai devreme, una e să vezi de acolo și alta e doar să știi anumite detalii. Impresionant, deși are doar 3 fetele dânsei, mai are în grijă și 2 fete ale altor persoane. O familie care, deși nu are posibilitățile financiare, văd că ajută la rândul lor. Chiar au spus că, deși a murit soțul, l-a simțit întotdeauna aproape, prin faptul că au fost ajutați. Mi-a plăcut ce am auzit, mai ales că după ce voluntarul a încheiat misiunea sa, s-a întors, mi-a povestit și dincolo de informațiile frumoase pe care le primeam, observam bucuria de pe chipul voluntarului. A fost o experiență frumoasă pentru el și chiar mi-a mulțumit că i-am oferit această posibilitate și și-a oferit disponibilitatea în continuare să ajute. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor care se implică în acest proiect, tuturor celor care o fac în mod direct sau indirect. Vreau să le mulțumesc voluntarilor pentru dăruirea lor și mai ales binefăcătorilor care, iată, doresc să rămână anonimi, pentru că ei își dau seama că nu contează persoana lor, cât contează gestul de bunătate.
Sunt mulți oameni care așteaptă un ajutor, un semn de apropiere, un semn de iubire. Și în acest program, mai ales în aceste zile și în această perioadă, când încă multă lume are de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus, se pot face multe lucruri frumoase. Binecuvântez orice inițiativă a celor care se vor implica, voluntari, participanți direct, dar și beneficiarii acestui program, pentru că toți trebuie să simțim unii pentru alții iubirea lui Dumnezeu care se concretizează în momente grele. Domnul să vă ajute pe toți cei care vă implicați și să aveți bucuria în suflet că tot ceea ce veți face va fi trecut prin filtrul bunătății lui Dumnezeu. Și cred că se va întoarce acest efort și acest sacrificiu al dumneavoastră în favoarea multora care vor fi la rândul lor plini de recunoștință.